județul și municipiul Giurgiu, vor sta de vorbă cu dumneavoastră cei doi reprezentanți ai organizației municipale care s-au înscris în cursa internă pentru desemnarea candidaturii la primăria municipiului Giurgiu. Este vorba despre președintele organizației municipale, deputatul Nicolae Florian, și despre domnul Noruț Stănișteanu, membru în biroul politic județean. De asemenea, vor fi aici pentru a discuta cu dumneavoastră cei doi copreședinți ai organizației județene, cu scuzele de rigoare, domnul Gheorghe Ștefan mai întârzie puțin, dar cel care va începe dialogul cu presa este domnul Dumitru Beianu, pe care îl și rog să vi se adreseze. Da, mulțumesc. Înainte de a începe, dați-mi voie să exprim regretul meu și a tuturor colegilor pentru evenimentul trist din această săptămână, dispariția domnului profesor Gheorghe Bivolaru. Cu lipsa de performanță, cu bunele și relele din învățământul giurgiuvean, sunt foarte mulți profesori învățători care au fost apreciați în toate mandatele, în toate perioadele. Domnul Bivolaru a făcut parte din această categorie selectă. Și credem că, dincolo de momentul trist, e nevoie să fim alături de familie și să ne gândim la lucrurile bune pe care le-a făcut el și pe care poate, inclusiv cu ajutorul presei, le putem multiplica în dreptul altor profesori tineri. Revenind la subiectul conferinței de presă, au apărut în mod logic deja articole care interpretează și comentează această situație. Nu e nimic spectaculos și considerăm că pentru PNL această etapă a unei competiții interne nu face decât să confirme transformarea pe care, reconfigurarea, îmi place mie să folosesc acest termen, pe care o parcurge organizația județeană în corpore în ultima perioadă. Fac parte dintre cei care, înainte de 2008, am apreciat activitatea lui Lucian Iliescu, am avut foarte multe momente când am fost alături de conducere și am avut de învățat din experiența acelor vremuri. Lucrurile s-au schimbat, după părerea mea, în ultima perioadă, în ultimii un an, doi. Nu sunt un foarte fin analist al scenei politice, dar părerea mea este că, plecând de la faptul că, sesizați și de dumneavoastră, că răbdarea celor care votează din 4 în 4 ani s-a epuizat până aproape de o limită critică, pornind de la speranțele care, din păcate, constatăm că prea ades rămân în acest stadiu de speranțe, clasa politică trebuie să abordeze de o altă manieră colaborarea cu giurgiuvenii și susținerea unor obiective în mod realist și eficient. Nu sunt singurul care am spus și susțin această procedură, dacă vreți, ca recomandare pentru toate partidele. Stabilirea unui candidat nu este responsabilitatea doar a membrilor și simpatizanților partidului respectiv. Dacă nu avem niciun motiv să contestăm faptul că politicienii se bucură de o cotă scăzută de încredere în ochii românilor și implicit a giurgiuvenilor, atunci trebuie să luăm în considerare această variantă absolut corectă, ca și persoana pe care o desemnăm să participe la cursa electorală oficială pentru câștigarea celor mai importante structuri, cum este primăria municipiului Giurgiu în cazul nostru, trebuie să facă obiectul unei cercetări sociologice. Dintre toți cei care au recomandarea, dacă vreți, susținerea membrilor de partid, tot giurgiuvenii din afara cadrului strict al membrilor și simpatizanților să ne recomande, prin răspunsul la chestionarele care vor fi completate, care anume persoană se bucură de cea mai mare
încredere și simpatie. Suntem în această fază. Nici măcar nu pot să spun că suntem cumva în avans față de calendarul stabilit. Am avut aseară o ședință a biroului politic municipal, la care au participat și colegii mei aici de față, și am parcurs împreună cu ei calendarul alegerilor, pregătirea alegerilor locale. Între 1 septembrie și 19 octombrie, dacă rețin foarte exact, este stabilită perioada în care se fac sondaje pentru desemnarea candidaților pentru primăriile municipiilor reședinte de județ. Deci și opiniile noastre și pregătirea acestor alegeri ne dau posibilitatea să spunem că suntem exact în cadrul statutar al acestui calendar și nimic din ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu ne împiedică să spunem că nu ne sunt afectate absolut deloc șansele reale de a recâștiga primăria municipiului Giurgiu pentru Partidul Național Liberal și pentru giurgiuveni în special. Faptul că am avut o perioadă destul de scurtă, mi-aduc aminte, o săptămână sau maxim 10 zile, în care s-au completat acele declarații de acceptare a candidaturii și la un moment dat conducerea centrală a partidului a solicitat toate declarațiile depuse până la data respectivă, nu înseamnă sub nicio formă că perioada de depunere a acestor declarații s-a încheiat atunci. Ea va continua dacă vreți, nu mi-e foarte ușor să dau un termen exact, poate o săptămână, poate maxim două, până când vom stabili toate detaliile cu firma care va face această cercetare sociologică, firmă care trebuie să fie agreată de conducerea națională și care va trebui să facă o lucrare cu adevărat profesionistă. Nu știu dacă vor mai apărea alte candidaturi în perioada imediat următoare, dar n-aș vedea sub nicio formă, dacă s-ar întâmpla acest lucru, să fie un caz care să aducă discuții în contradictoriu în sinul partidului. Închei spunând că cred cu foarte multă convingere și că această perioadă de reconfigurare a modului în care organizația județeană PNL se pregătește să apară în fața giurgiuvenilor, cu un candidat, cu o listă de consilieri, cu un program pentru Giurgiu, cu oameni la rândul credibili, profesioniști, care chiar dacă nu sunt înscriși pe nicio listă, sunt dispuși să susțină toate aceste elemente de convingere, reprezintă modul schimbat în bine, după părerea mea, în care ne adaptăm vremurilor și ne străduim să fim la înălțimea așteptărilor giurgiuvenilor. E nevoie de mai multă sinceritate, e nevoie de mai mult altruism, de un spirit de camaraderie care poate n-a fost la cotele cele mai înalte în fiecare moment. Dar am încredere în toți colegii mei angajați în competiții, cum e cazul domnului deputat Nicolae Florian, cum e cazul domnului Noru Stănișteanu, sau susținători ai unui proiect pentru Giurgiu, pe care ne-l dorim mai mult decât orice realizabil și pe care îl propunem giurgiuvenilor cu mare considerație și modestie în același timp. Aceasta a fost introducerea mea, va veni domnul Gheorghe Ștefan, probabil va avea un punct de vedere apropiat, exprimat cum consideră domnia sa de cuvință. Până atunci, cerându-vă scuze pentru absența domniei sale de la început, îi dau cuvântul colegilor mei pentru a-și prezenta propriile idei, poate și proiecte privind această perioadă de cercetare a giurgiuvenilor. Mulțumesc! De dumneavoastră vorbeam. Aș începe eu prin a mulțumi tuturor cadrelor didactice din municipiul Giurgiu pentru implicarea ca și voluntari în finalizarea igienizării claselor, deoarece luni 14 septembrie încep școlile în municipiul Giurgiu.
și totodată să le urez succes tuturor elevilor în parcurgerea acestui an școlar. Sunt convins că profesorii giurgiuveni și nu numai profesorul giurgiuveni merită mult mai mult. Așteptăm și noi și să analizăm legea salarizării bugetare în care profesorii și cadrele medicale să fie răsplătite pentru eforturile pe care le fac. Sunt convins că profesorii din municipiul Giurgiu nu doresc politizarea funcțiilor de conducere din cadrul școlilor și liceelor din municipiul Giurgiu. Și astfel, autoritatea locală, și mă refer la primăria municipiului Giurgiu, să nu poată să accelereze în a nu permite primirea prin donație de mobilier școlar în școlile și liceele din municipiul Giurgiu. Sunt convins că autoritatea locală a identificat resurse financiare pentru achiziționarea de mobilier școlar. Nu știu de ce l-au făcut în anul ăsta, care este an preelectoral, dar bine că l-au făcut. Însă nu înțeleg de ce nu s-au aplicat cu mai multă atenție asupra donării de mobilier școlar de către fundații umanitare și unități școlare de profil din alte țări din Uniunea Europeană. Aș mai dori să comentez situația cetățenilor din zona Istru și anume să amintesc autorităților locale faptul că și ei sunt oameni, chiar dacă la un moment dat au săvârșit contravenții sau dacă au săvârșit infracțiuni, sigur trebuie să răspundă în fața legii, dar trebuie să ne gândim, să ne aplicăm cu atenție la protecția socială a minorilor pe care au acele persoane în întreținere. După cum observăm, se apropie perioada rece și nu știu dacă, fără a lua măsuri de protecție socială, putem să ne îndreptăm și asupra copiilor, persoanelor care vor fi evacuate din căminele de nefamiliști. Eu nu le-aș numi ghetouri, așa cum primarul Lucian Nicolae Barbu. Da, iertați-mă. Da. Da. Eu nu le-aș numi ghetouri, ci le-aș numi locuințe sociale și locuințe adăposturi pentru persoane defavorizate. Referitor la competiția internă din cadrul Partidului Național Liberal pentru introducerea noastră pe lista sondajelor cu privire la stabilirea candidatului cel mai favorabil pentru candidatura la primăria municipiului Giurgiu, eu vreau să salut inițiativa colegului meu Noruț Stănișteanu. Sunt convins că mai sunt și alte dorințe, alți doritori. Trebuie să ne introducem pe un sondaj de opinie și care va obține rezultatul cel mai bun, pe acela să-l susținem împreună, pentru că Partidul Național Liberal are nevoie de unitate și consens în acțiunile pe care le va derula în etapa imediat următoare. Atât am avut să vă spun. Hai să nu cred asta. E tocmai de la Giurgiu, te vezi? Nu sunt obișnuit să umblu cu ele. Da. Nu sunt obișnuit cu ele și din cauza asta. Asta e fișa postului. Cine stă la masa asta, mută microfonul.
Înseamnă că mă trebuie să mai fac o dată așa. Da, da, da. E grav. Da, eu am să intru direct în subiect și am să discut despre mult trâmbițata problema înscrierii mele în competiția internă pentru candidatura pentru funcția de primar din partea PNL-ului, bineînțeles. Vreau ca să înțelegeți de la început că este un lucru foarte serios și îl tratez cu toată seriozitatea. Aș vrea să încerc să pun capăt speculațiilor că această gândire a fost influențată de anumite persoane. Nu le dau nume aici, că nu are niciun rost. Deci, vă rog frumos să luați acest demers al meu ca pe o candidatură foarte serioasă și cu gândul de a intra în această competiție internă cu prietenul Floricel, cu gândul de a învinge în această competiție. Sper din tot sufletul că va fi o competiție onestă și corectă. Sper din tot sufletul ca mijloacele pe care le vom folosi să fie cele care să nu afecteze în niciun fel imaginea partidului sau imaginea noastră ca persoane. Și în același timp, sper ca acei care consideră că am avut o activitate bună până în prezent, dacă am avut o activitate corectă față de Giurgiuveni, să se îndrepte cu votul către mine. Cred că această competiție a debutat cu dreptul și spun acest lucru că la această întâlnire de ieri cu pe care organizația municipală a avut-o cu reprezentanții, coordonatorii, cum doriți dumneavoastră să spuneți, secțiilor de votare din cadrul PNL-ului, personal, domnul deputat, în calitatea dânsului de președinte al organizației municipale, m-a invitat și pe mine la discuții. Consider un semn de fair play și pentru că am adus în discuție acest cuvânt fair play, amândoi am fost în tinerețe sportiv, la diferite niveluri de performanță, cunoaștem ce înseamnă o competiție și revin la aceeași idee de corectitudine. Nu vreau să insist mai mult pe tema asta, sunt sigur că veți avea dumneavoastră întrebări și atunci prefer să răspund întrebările. Mulțumesc. Ce anume va determina să intrați în competiția aceasta în termenul partid? Dacă am permis să au completat pe colega mea, că poate în relația am răspuns, să nu vorbește că relația dumneavoastră cu primarul Nicolae Barbu este una foarte bună și poate prin această decizie intenționat să-l ajutați pe dumneavoastră, chiar dacă vorbim de o cursă internă. Mulțumesc. Sunt totuși două întrebări. Cred eu că nu-mi puneți capacitatea la îndoială, sper eu. Da, am să cer să vă răspund direct și simplu cum am făcut-o întotdeauna. M-a determinat să intru în competiție internă faptul că sunt destule persoane care m-au încurajat să fac lucrul ăsta. Am stat, m-am gândit foarte bine dacă este oportun sau nu. În primul rând, gândindu-mă la modul cel mai sincer, să nu existe cumva o divizare a partidului. Asta și-am analizat că este dreptul fiecăruia de a intra într-o astfel de competiție și atunci am considerat că am șanse de a concura cu Floricel pentru candidatura la candidatură, cum s-a exprimat cineva, nu mai știu exact. Sau să fiu candidatul la candidatură. Deci lucrurile sunt simple, nu cred că comportă mai multe discuții. Nu pot să neg, referitor la a doua întrebare, nu pot să neg faptul că am avut, am și sper să că voi avea o relație bună în continuare cu domnul Barbu. Dar relația se referă la relații personale. Mă cunosc cu omul ăsta de foarte multă vreme, având în vedere că amândoi am activat o lungă perioadă de timp în mediul de afaceri. Și inerent ne-am întâlnit. Inerent am discutat de probleme de afaceri la vremea respectivă. Ulterior, când eu am devenit prefect și dânsul era consilier local, nici nu știu dacă avea vreo funcție. Ne-am întâlnit de mai multe ori tot în același mediu de afaceri la anumite convocări
ale Camerei de Comerț. Deci, tot timpul, în momentul când ne-am întâlnit, am avut o relație bună și cordială. Nu pot să neg acest lucru și n-am de ce să... Să nu arăt lucrul ăsta. Nu mă împic și am terminat. Dar de la a porni speculația că intru în această competiție pentru a-l favoriza pe Barbu, vă declar răspicat că nu acesta este motivul. De fapt, cred că sunteți grăbit. Răspund la toate întrebările. Stăm aici cât doriți dumneavoastră. Vreau să spun doar atât, că nu cred eu că am față de iepuraș, că se mai folosește termenul ăsta când mai sunt la 400 de metri garduri și... Nici de ursuleț... Asta e o discuție pe care putem să o discutăm în altă parte. Cred că... Întâmplător nu pot să dau un răspuns. Se spune că n-ați început de urmă, nu? Că ați fi intrat la face sondajul ăsta, așa să aveți pe aia un barometru al poziției pe care o aveți în PNL. Cu ce să-mi negociez voturile mai departe? Da. Nu, vă asigur eu că în momentul când se termină această competiție internă, cel puțin de punctul meu de vedere, candidatul care va ieși pe locul 2, că nu pot să-l numesc pierzător, în opinia mea nu este un perdant, cel care își va ieși pe locul 2 își va întreba, da, toată atenția pentru a susține pe cel la care va câștiga. Domnul Floricel, o să putem pune întrebări și... Sigur, sigur, vă rog. Evident. Dacă vreți să-i ajutați, puneți-le intercalat ca să mute microfoane. Ca să-i mai schimbăm așa. Domnul Floricel, Nicolae Bar și Răzvan Cuc au sugerat cumva ideea că dumneavoastră, că tot vorbea de iepuraș, că nu este niște anul, dumneavoastră, ca și, de altfel ca și domnul Beanu, ați fi infiltrați de PSD în rândurile PNL-ului. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, vă bazați, mai ales că am înțeles ieri la domnul Cuc, că aveți sânge de PSD-ist. Vă bazați pe voturile, mai mult pe voturile PSD-știlor cu care a stat atâtea ani sau pe ale electorilor PNL? Mă bazez pe voturile cetățenilor din municipiul Giurgiu și vreau să fac o completare la ce a spus dumneavoastră. Partidul Social Democrat va organiza o competiție internă pentru un sondaj de opinie pentru a-și desemna candidatul. Deci n-am înțeles din discursurile de la convenția de presă precum că primarul în exercițiu, Nicolae Barbu, va fi candidatul. Eu am înțeles că este vorba de un sondaj de opinie. Același lucru se întâmplă și la Partidul Național Liberal. Eu consider că Partidul Național Liberal, atunci când a hotărât numirea interimară a mea pe postul de președinte al organizației municipale, nu s-a grăbit, ci a cumpănit și a considerat că un consens la nivelul municipiului este bun pentru reinventarea acestui partid și acestei organizații municipale. Sunt convins că în organizația municipală, în cel mai scurt timp, vor adera foarte mulți membri de partid. Din cei care au fost, vor reveni în Partidul Național Liberal, precum și din viața din celelalte partide și, de ce nu, oameni care nu au făcut politică până acum, care se vor îndrepta către Partidul Național Liberal. Ca să înțeleg mai bine, aveți sau nu aveți sânge de PSD? Eu am sânge de giurgiuven. Dacă pierdeți cursa, cum poate să nu este în stare o opinie aceasta, deci, așa cum am spus și în anul 2012, atunci când stabilim o convenție cu privire la o cursă electorală, eu sunt om de cuvânt și mă țin de ea. Însă sunt convins, așa cum și domnul Noru Stănișteanu făcea afirmația pentru domnia sa, sunt convins că giurgiuvenii se vor orienta către mine din două motive. Odată că îmi doresc consens
în luarea deciziilor și, în al doilea rând, că reprezintă o soluție pe care și-o doresc. Asta am simțit pe stradă, asta am simțit în aerul din municipiul Giurgiu. Domnul Stănișteanu, vorbați despre speculații. Nu credeți că au fost alimentate de faptul că s-a vorbit mult timp în, aici în Cămele, până să vină domnul Nicolae în rândul de partidului, despre acest sondaj și despre înscrierea în acest sondaj. Dumneavoastră v-ați decis să vă înscrieți la scurt timp după ce a venit dumneavoastră în Cămele, nu înainte, deși se vorbea de mai mult. Nu credeți că asta a alimentat speculații? Se poate. Deci nu contez lucrul ăsta. Sigur că m-am înscris un pic mai târziu. Sunt în motive, dar nu consider că faptul că a fost un decalaj sau după ce a venit Floricel în partid ar fi un impediment să intru în această competiție internă. Și, da. Nu, vreau să spun și probabil că au dat naștere la speculații, dar iar nu există niciun fel de legătură între aceste speculații și modul de gândire pe care l-am abordat. Imediat și vă adresez și eu, este de ce nu v-ați înscris înainte de a veni domnul Nicolae în partid? Am să vă explic. Înainte de a veni domnul Nicolae în partid, aveam o propunere la vremea respectivă, domnul Popazu. Domnul Popazu nu era foarte convins. În momentul când a venit Floricel, a zis, domnule, în momentul ăsta am făcut pasul în spate și rămâne Floricel. Ulterior am mai avut niște discuții cu domnul Popazu și l-am întrebat... Amândoi suntem, am uitat să spun lucrul ăsta, amândoi suntem adepții unui principiu, ăla al liberalilor bătrâni, prin noi înșine. Și tot discutam cu Liviu înainte de venirea domnului Floricel. Acum l-am întrebat după ce a venit, Liviule, ce gânduri ai? Intri în competiție sau nu intri? Nu mai intru. Cum să intru atâta vreme cât a venit Floricel? Bine, da. Sunt oameni din partid și știi tu foarte bine, sunt giurgiuveni, în primul rând, care s-o cot că ar trebui totuși să fie cineva și dintre noi în competiție. A fost unul dintre factorii pe care m-au determinat să îmi asum eu această responsabilitate. Nu că aș avea ceva împotrivă noilor veniți în partid, cum a fost Floricel, să fie clar de foarte multă vreme. Și el s-a hotărât foarte târziu să vină către noi. Poate cu zicea primarul Barbu trebuia să vină acum un an de zile să participăm la anumite acțiuni împreună. Dar nu e asta o problemă. Asta a fost decizia lui. A venit când a considerat de cuvință, eu mi-am lansat candidatura când a considerat de cuvință. După ce am avut și eu, la rândul meu, că Floricel vorbea mai devreme de lumea care îl susține, după ce am avut și eu, că și pe mine mai mă cunoaște lumea așa nițel, după ce am avut și eu niște semnale din partea giurgiuvenilor, în primul rând, că nu ar fi nepotrivit să intru în această competiție. Eu am o întrebare foarte simplă pentru domnul Deanu și pentru domnul Ștefan. Dar o să vă rog să lăsăm cu diplomația și cu răspunsul din alea așa... Nu-ți așa mai din topul. Domnul Deanu, între Floricel și Noruț, spre cine alegeți în cadrul acestui sondaj intern? Domnul Ștefan, între Noruț și Floricel, pe cine alegeți în cadrul acestui sondaj intern? Hai, nu, lasă-mă cu diplomație și cu dat de că trebuie să tu intrați. Nu v-ați acordat susținerea după cum v-ați așteptat. Nu, eu am intrat primul sală. Înainte de a vă răspunde, trebuie să fac o precizare. Am discutat aseară la ședința organizației municipale și probabil foarte curând, în această formulă, vom stabili ca această campanie internă să se desfășoare cât mai mult posibil fără apariții în presă din partea celor doi colegi. Pentru că dacă ar exista asemenea intervenții, cu toată bunăvoința celor care le susțin, în primul rând presa, dar și giurgiuvenii cu propriul filtru de analiză, ar putea să ajungă la idei care nu sunt reprezentative sau nu sunt favorabile PNL. În acest context, acum, încercând să răspund la întrebarea dumneavoastră, nu pot decât să fac apel la o declarație anterioară de susținerea lui Nicolae Florian, dar foarte important, această declarație a fost făcută înainte să se înscrie în cursă și domnul Stănișteanu. Nu pot să retractez această declarație, dar nici nu o să mă auziți nici pe mine, sunt convins, nici pe domnul Ștefan, în perioada următoare, susținând în conferințe de presă, în intervenții
la emisiuni sau răspunzând unor întrebări ale dumneavoastră în favoarea uneia sau altuia. Rămâne ca giugiuvenii, cum spuneam, dincolo de acest segment al membrilor simpatizanților PNL, să hotărească în perioada imediat următoare. De dumneavoastră ca și giugiuveni o să votați Florice. Pe sondaj. Dacă ajunge cineva la dumneavoastră. Dacă ajunge cineva la mine, o să votați. E ușor de anticipat. Să votezi pe bani. Da? La sondajul internet, pe el nu-i votează pe bani. Vă am ce votează. Deci, cu dată. Domnul Ștefan, vă mă las mă să domnul Ștefan, întâi să vă spun și câteva cuvinte și pe urmă. Dar vă rog eu, fără de alea, fără de alea, că diplomatic n-am voie să... De la domnul Ștefan. Pe mine, frate, că... Floricent, vă mulți! În primul rând, la mine n-o să ajungă sondajul noastră, că n-am buletin de juri. În alt... Poftim? Ia le după toate. Nu. Bună dimineața. Eu vreau să punem capăt oricărei speculații. Nu, niciunul dintre cei doi candidați ai noștri astăzi înscriși în cursa pentru primăria municipiului Giurgiu nu sunt favorizați nici de mine, nici de colegul meu, domnul Beanu. Îi iubim, îi respectăm și sunt colegii noștri în egală măsură. Felicit faptul că domnul Stănișteanu s-a înscris în această cursă. Îmi pare rău că, așa cum spuneam de fiecare dată, nu s-au raliat la această idee și alți colegi cu notorietate suficientă ca să intre în cursa pentru primăria municipiului Giurgiu. Mă refer aici la domnul Popazu, la domnul Măroiu și alții care... De ce nu? Haideți să vă spun un lucru, domnul Jim. Ideea este ca participarea colegilor noștri în acest sondaj intern al nostru să coaguleze, să strângă voturile în favoarea candidatului care se va plasa pe primul loc. Să știți că suntem o echipă, așa cum a spus și domnul deputat, toți ceilalți îl vom susține pe candidatul cel mai bine plasat. Că e domnul Florian Nicolae, că e domnul Stănișteanu, asta n-are importanță, sau tu ai zis cine... Cine zice ăla e. Deci din punctul ăsta de vedere, nu e nicio speculație. Domnul Stănișteanu, repet, îmi pare rău că este singurul care s-a înscris, pentru că noi vă mărturisesc un lucru. Am fi fost singura organizație județeană cu un singur candidat la primăria municipiului de județ. La Sibiu sunt 6 înscriși. La București sunt 4. La Iași sunt 6. Chiar și în localitățile unde avem primar PNL în funcție, la Alba Iulia, spre exemplu, în afară de domnul Hava, mai sunt 2 persoane înscrise. Păi și alte are 6. Ar fi fost anormal să avem un singur candidat. Sigur, la un moment dat, domnul Florian Nicolae a fost singurul care și-a exprimat opinia. A avut toată susținerea noastră. Acum, amândoi au toată susținerea. Dacă vă oprește un sondor din ăsta de imagine, de gaze. Așa. Pe stradă aici, în Giurgiu, vă oprește pe MV-ul, spune, stai o puțin, răspunde și mie la o întrebare. Noi vrem să-l punem pe Floricel sau pe Năruț primar. Pe cine votezi? Repet, pe mine nu mă poate opri sondorul, că n-am buletin de Giurgiu. Și da, o să... Eu v-am spus că pe amândoi îi votez, amândoi au calitățile necesare, amândoi sunt... Diferența probabil că nu va face membrii PNL cum suntem noi. Diferența o vor face membrii sau nemembrii altor partide, domnul, care domnul vor fi... Da. Bun. Domnul Beanu, ați făcut o declarație, adineaul cel puțin bizară. A spus că s-ar putea să nu... campania internă să nu se desfășoare și în presă. Ce poate opri presa să facă candidat? Sau ei doi pot apărea? Cu implicarea directă a domnilor lor. A, să nu apară în presă? Eu... Păi nu mai e democrație. Nu, ce facem? Cum și atunci cum aceste... se compară Norus, care nu are niciun ziar, cu domnul Florian? Nu, cred că a vrut să spun altceva, că nu va fi o dezbatere publică unul împotriva celuilalt în presă. Asta a vrut să spună. Dar ei pot ieși amândoi într-o emisiune TV. Bineînțeles. Foarte bine împreună.
competiția e sănătoasă și bună pentru fiecare. Vreau să vă mai spun un lucru, că eu n-am avut ocazia să vă vorbesc astăzi. Am văzut în presă că s-a terminat investiția de piața de pești. Felicitări primăriei. Sper însă că această investiție să nu fie făcută ca să ajute producătorii bulgari să vindem pește din Bulgaria și nu din România. Pe de o parte. Pe de altă parte, îi propun domnului primar Barbu să folosească organizațiile de pescari de la Dunăre ca să le ajute să-și vândă producția proprie și nu peștele pe care o să-l aducă. Cu siguranță vă spun, o firmă care va primi ca dar, cadou, probabil pentru alegerile următoare, funcționarea acestei piețe de pește făcută cu banii publici. Legea spune că această investiție, dacă e făcută pe bani publici comună, trebuie folosită de organisme non-profit, adică organizații de producători locale. Aveți semnale că... Păi o să vedem. Eu am semnale și o să vedeți că așa va fi. Exploatarea ei va fi făcută de un SRL. Oricum, valoarea investiției e atât de mare încât la valoarea producției de pește a județului Giurgiu din ziua de astăzi sunt necesari 35 de ani ca să se amortizeze, fără cheltuielile aferente. Vreau să închei, așa plouă, măcar să ne mai înveselim un pic. Am avut dreptate când am zis domnul doctor Cook, domnul Jim, pentru că văd că domnul Cook iar are veleități de medic în momentul în care spune de domnul Florian Nicolae că are sânge de PSD-ist. Păi asta spun, probabil că hemoglobina domnului Cook e compatibilă cu a... Nu, dar mai vreau să spun de PPDD, da. Nu. Cruce, cruce, e greu să spui, e greu să spui despre cineva care are analizele într-un fel sau altul dacă nu ești medic. Ce mai bine poate spune domnul Florian, dacă sânge, dacă domnul Florian Nicolae e membru PNL. Eu aș dori să fac două completări la ce a spus domnul Gigi Ștefan. Prima, referitoare la piața de pește, vă asigur că dacă voi fi invitat la deschidere, nu voi evita să stau de vorbă cu domnul primar și să-i strâng mâna, ca să evităm după acum poze, blițuri, Stănișteanu s-a întâlnit cu Barbu. Nu voi evita lucrul ăsta și nu... Încă o dată, după ce v-am spus mai devreme despre relația pe care am avut-o cu domnul Barbu, cred că s-a înțeles. În ceea ce privește declarația de la citit-o și eu așa cu... zâmbet după buze, declarația Dr. Cook, mă rog, nu știu, e apelativul pe care l-a folosit domnul copreședinte. Mie îmi place de băiatul ăsta, de câte ori vine la conferințe de presă, la întâlnirile cu dumneavoastră, vine așa, așezat, frumos, cu caițelul deschide, vă lecturează, vă spune ideile principale pe care cu siguranță că le-a discutat cu o seară înainte cu Bădălău și își expune așa niște păreri proprii și personale de, nu știu, ai senzația că discuți cu unul cel puțin la vârsta senectuții. Deci, eu am zice cel puțin să se ocupe de partea lui de acolo roșie, să-și vadă de treaba lui, că problemele PNL-ului probabil că avem cum să le rezolvăm noi. Suntem aici patru oameni maturi, care cred eu că putem să ne înțelegem, să ajungem la consens, dar așa natură încât giurgiuvenii să aibă de câștigat într-un final, că nu ne dorim nimic altceva. Nu vin, să zicem, către... Nu am această intenție de a candida la primărie pentru nimic altceva, doar pentru că simt că pot să fac mai mult pentru giurgiuveni, pentru că sunt giurgiuven și o spun apăsat. Credeți? Credeți că puteți să vă spun în două minute cam ce gânduri am? Un diplomat ce sunteți, cu siguranță, da. În două minute mi-e foarte greu, vă spun încă o dată.
Da, m-ați întrebat când vorbeam și eu de un prieten al meu din partea cealaltă, din culoarea roșie. Da. Nu, atâta vreau să spun că îmi place cum Dr. Cook își pregătește răspunsurile spontane. Și mai departe, am o datorie. Da. Cu siguranță că dacă mâine aș intra în primărie, știu și unde e biroul primarului, știu și ce am de făcut, pentru că anii ăștia mulți petrecuți în administrație mi-au oferit posibilitatea de a cunoaște foarte multe lucruri. M-ați adus la o chestie pe care nu pot... Nu mi-au murit chiar toți lăudătorii și printre... M-am mai primit și eu așa niște mesaje. Nu e pe cuvântul meu dacă e făcătură. A fost unul dintre alea care m-au bucurat. Și încerc să vă citesc. Vă citiți pe ăla de la mine, nu? Nu, m-am pregătit și eu ca doctor... Ca doctor Cook. Nu, da. Nu, dar mai citesc unii pe Facebook, ziarele dumneavoastră și așa mai departe. Nu, nu, nu e vorba, da. Acum m-a bucurat chestia asta. Spune așa persoana respectivă. Ceea ce nu știe Norus despre administrație nu merită reținut. Sper ca giurgiuvenii să aibă înțelepciunea de a vota competența. Și... Nu, 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 vreau să vă spun cine e persoana respectivă, că nu-i din Giurgiu. Tocmai asta, că nu-i din Giurgiu. Este un fost coleg prefect, care știe cam cât am muncit eu în prefectură, și care ulterior, în perioada 2009, din ce mi-aduc eu aminte, 2009-2012, a fost secretar de stat în relație cu prefecturile. Se numește Mihai Capră de la Galați. E un articol care m-a bucurat. Și de asta vă spuneam și am adus în discuție că știu ce am de făcut. Dacă la sfârșitul mandatului, în următorii 4 ani, o statistică mi-arată că giurgiuvenii, statistice vorbind, deci o medie a câștigurilor giurgiuvenilor crește cu un procent semnificativ față de câștigurile actuale. Cum vreți dumneavoastră să le luați în comparație cu rata de inflație, în comparație cu leu, euro și așa mai departe, eu în momentul ăla simt că mi-am făcut datoria. Niciodată, niciodată nu îți faci treaba dacă nu contribui acolo cu câtime la creșterea nivelului de trai acolo unde activezi. Nu, eu de obicei, și acum știți foarte bine unii dintre dumneavoastră că veneați la conferința de presă de la prefectură. Știți foarte bine că munceam 14 ore acolo. Ca primar poate depășesc performanța asta. Dar am mai îmbătrânit și eu. Ori fi 12, ori fi, dar... Cu siguranță că în pipănii este o mai mult. Domnul Stănici, mulțumesc ceva mai devreme de spusie la o întrebare, că nu, de fapt nu ați răspuns la întrebarea dacă sunteți sau nu mulțumit de primarul Nicolae Barbu. Având în vedere că... N-am intrat în competiție cu dânsul. Poate vă spun atunci mai multe. Lăsați-mă să te rog. Dar având în vedere că doriți să-i fiți adversar, să putem înțelege că nu sunteți foarte mulțumit. Și dacă am ajuns la ce puteți face, o a doua întrebare este următoarea. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că în municipiul Giurgiu, una dintre cele mai urâte ruine este proprietatea domnului Nicolae Barbu, care este primar de 3 ani? Și știți la ce mă refer? Da. Aș răspunde pentru chestia de un pic mai devreme. Credeți că eu, dacă voi fi mine primar și muncesc, cum mă întreba la Rotaru mai devreme, și stau de dimineață până... Nu stau, că nu mă duc să stau. Muncesc 12 ore, 18 ore, 24 de ore pe zi, sau 25 din 24, mă rog. Credeți că nu o să fie nemulțumiți? Că găsesc o frunză la rigolă sau... Deci, întotdeauna, în activitatea de primar, haideți să fim serioși, domnul Barbu, din punctul ăsta de vedere, e expus pentru simplu faptul că a manageriat orașul ăsta, așa cum declara desul la început primarul manager, deci a manageriat orașul ăsta 3 ani și jumătate. E imposibil să-i mulțumești pe toți. Vă spun eu, critici vor exista cu siguranță, indiferent, poate să vină și Floricel, și eu, și cel mai frumos, cel mai deștept, Giurgiu Vel. Critiștori vor exista. Depinde de proporția. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Și de asta am evitat, deocamdată n-am o confruntare, n-am o competiție cu domnul Barbu. Despre Floricel, încă o dată, poate că n-am reușit să vă spun până acum. Nu veți auzi din gura mea niciodată ceva de rău despre Floricel. Voi încerca, pe modul de a-mi promova imaginea, să spun numai ce am eu de gând să fac.
nimic altceva. Și voi munci foarte mult pentru că am dezavantajul ăsta, că vedeți dumneavoastră, vreo câțiva ani am fost exilat din orașul ăsta și cam trebuie să recuperez distanța. Eu am revenit... Cum? Tovarășul Iliescu, cine? Și vreți să spun surd directe, nu stăm la discuții. În 2000 cine m-a dat afară? În tovarășul Iliescu? Când secretarul de stat Dobre, după vremea aia, spunea că domnule, de ce m-a schimbat? Spuneți-mi și mie. Păi eu l-am întrebat, ce era să întreb? Dacă te-ai certat cu Nea Lucică. Domnul Florian Nicolae, vă rog, în condițiile astea, nu vă pare loc ați plecat din PSD, că domnul a anunțat că fac de sondaj? Nu, pentru că... Exact ce vreau să vă întreb din altă înțelegări. Nu considerați că aveați mai multe șanse ca independent decât capitul candidatul PNL-ului? Deci mă onorează funcția de... calitatea de membru în Partidul Național Liberal și mă onorează că am putut să vin lângă oameni deosebiți. Competiția internă generează, sigur, performanță, iar eu vă asigur că voi respecta statutul partidului, exact cum am făcut și în celălalt partid, în Partidul Social Democrat. Dar aici mă interesează să particip și să... efectiv să reconstruim această unitate politică la Giurgiu. Nu știu, în județul Giurgiu îmi doresc tare mult să se reconstruiască partidul, dar eu acum mă refer la municipiu. Dacă noi reușim să fim uniți în municipiu, sigur că și la nivel de județ vom avea și rezultate extraordinar de bune. Eu cred în această echipă liberală și la alt partid sau independent nu mă voi duce decât voi rămâne fidel acestui partid. Competiția asta internă nu mă deranjează. Sunt convins că sondajele de opinie vor fi realizate în mod corect. Indiferent cine va câștiga, eu mă voi conforma și sper ca și ceilalți din situația în care eu voi ieși preferat în sondaje să se conformeze. Cred că partidul are nevoie de disciplină. Vedeți că sunt foarte multe întrebări pe care presa și cetățenii le pun Partidului Național Liberal, în special în municipiul Giurgiu, pentru că atunci când domnul Lucian Iliescu a condus cu mână de fier, la umbra domniei sale nu au răsărit foarte mulți lăstari care să ducă mai departe disciplina politică și acum încercăm să prin toleranță, prin consens, prin dialog, prin comunicare, să putem să realizăm calea pe care partidul și-o dorește. Eu sunt onorat că fac parte din această echipă frumoasă, echipă unită. Apar disensiuni, ca în orice alt partid. Sunt convins că în municipiul Giurgiu, Partidul Național Liberal va desemna cel mai bun candidat pentru alegerile pentru funcția de primar din 2016. Domnul Florian, primarul Nicolae Barbu a fost acuzat la un moment dat că a intrat, câștigat primăria, sau mă rog, după ce a câștigat primăria, ca candidat ca să stableze firmele, afacerile și așa mai departe. În situația în care veți ajunge primar, ați putea fi acuzat de același lucru? Nu. Pentru faptul că diferența între mine și primarul în exercițiu, Nicolae Barbu, este că întotdeauna, din eforturile proprii, am sprijinit comunitatea și o voi sprijini în continuare. Iar din punct de vedere al mediului de afaceri, în momentul în care eu voi fi desemnat candidat și voi și câștiga alegeri la primărie, voi identifica soluții astfel încât grupul de firme pe care l-am fondat, să poată să se dezvolte oriunde, dar nu în municipiul Giurgiu. Și o să mai vedeți și alte surprize plăcute, realizate pentru municipiul Giurgiu, de către propria în persoană. Da, pentru că sunt, știți și dumneavoastră, zvonurile prin oraș, zvonurile s-au foarte bine, zvonurile, și mai departe. Și corect, în contextul ăsta v-am întrebat. Corect. Deci, dacă ne uităm un pic la mediul de afaceri din municipiul Giurgiu, și la faptul că nimic în România nu mai e sigur, inclusiv monopolurile de stat nu mai sunt sigure. Nu putem să spunem că o afacere, oricare ar fi ea,
poate să existe permanent și să fim siguri pe ele. Afacerea este afacere, poți să pierzi, poți să câștigi și te numești negustor. Domnul Stănișteanu, nu mi-ați răspuns la întrebarea vis-a-vis de ruina despre care vorbim. E problema managerială a domnului Barbu. Chiar nu încerc să comentez. Fiecare își administrează, cum spuneam mai devreme, acum. Nu se vorbe. Și administrează afacerea așa cum crede, de cuvință. Ce proprietăți are, ce nu are, mă interesează mai puțin, mă interesează modul cum administrează orașul. Aia e cu totul altă problemă. Dar la discuția asta vom reveni când voi fi în campania electorală pentru primărie. Cei de la PSD înțeleg că nu vor da publicității rezultatele sondajului pe care îl fac. Și acum, poate să domnul Vitean și domnul Ștefan, dumneavoastră, sunt la județe, probabil, vor lua decizia sau vor propune o decizie. Rezultatele sondajului pe care faceți dumneavoastră va fi public? Bine, e dreptul partidului dacă le face publice sau nu, nu e nicio problemă asta, nu există obligație. Dar vă întreb dacă doriți să le faceți publice sau nu. Nu am discutat până la ora asta, o să luăm o decizie la momentul respectiv, să vedem întâi rezultatul sondajului. Ceea ce veți face în votele noastre depinde de între ce vrea partidul și ce este la sondaje? Nu. Decizia va fi în sensul rezultatului indicat de către sondajul de opinie. Pentru că matematica e matematică, domnul Jim, și nu e ca la domnul Cook, specializare în hematologie. Face cercetarea pe ciologică. Sunt câteva firme agreate, cu care PNL lucrează de foarte mulți ani și chiar dacă n-am primit niște recomandări ferme, am participat la două ședințe la Biroul Național, în care s-a discutat suficient pe această temă, încât să fie clar pentru toată lumea că pentru municipiile centre de județ este obligatoriu ca firma să fie agreată și rezultatul să fie recunoscut de conducerea națională, de biroul politic național. Deci nu vor fi sub nicio formă posibile modificări, mult spus, intervenții cât de subtile ar putea fi considerate ele în această acțiune. Mai ales că este iarăși destabilit, tot în această formulă, și care va fi procedura directă, pentru că eu nu țin absolut deloc să știu în ce perioadă se va desfășura această cercetare. Domnule Noru Stănișteanu, la începutul discursului dumneavoastră, a spus că doamnă se vrea de a candida pentru a fi și cineva dintre noi. Nu-l considera cu domnul Florian chiar cineva dintre noi. Așa am zis? Da. Retractez. Deci, mă refeream la nițel mai vechi. Că, vedeți, și ieri s-a interpretat la conferința de presă a PSD-ului, care nu cred că mai e spectaculoasă de multă vreme. Văd că aici vă place și ne bucurăm. Ați văzut că încă din titlu se inoculează ideea că PNL-ul nu are candidatul lui. Fraților, sunt în 1995 aici. Nu știu ce mai... Că am avut perioada aia de întrebări, am fost un alt funcționar public, n-am avut ce să fac. Dar pe 22 mi-a semnat Ponta decizia de renunțare la calitatea de înalt funcționar public, pe 23 m-am înscris în PNL, decembrie. Ce dovadă mai mult decât că sunt... Continuitate. Nu neapărat era vorba de continuitate, dar sunt într-adevăr liberal, adevărat și cu gândire liberală. Nu mă încurcă nimeni pe temele de proprietate și am dat atâtea titluri, nu? Și doamna Elza Joacă, la începutul conferinței, a spus că de față aici este elita PNL. Da, îmi cer scuze dacă am zis noi. Mă referam la persoane cu o anumită vechime. Nu că Floricel a venit în ultima perioadă. Conform statutului PNL acum, vreau să vă spun că nu mai există în statut nicio perioadă de vechime ca un membru PNL să fie apreciat la valoarea lui reală și să poată să candideze pentru orice altă funcție. Adică, mă scriu mâine în PNL. Da, și sunteți un tip valoros, puteți candida la orice funcție corect, pe care puteți. Nu e corect, asta înseamnă competiție. Nu contează că ai o zi sau 28 de ani. Dar cei care vină, veneau PSD și se înscriau, veneau din urmă PNL, erau aceiași? Dar de ce nu existau ta întrebări? Când veneau un grup acolo la PSD, se așezau, de ce nu-i întrebau, băi, dar abia ați venit în PNL, de ce candidați? Niște trasiști.
la funcții în PSD? A, nu este să ne spuneau. Am și eu un scurt comentariu și un văd că ăștia de la PSD am tot această, această perioadă de vacanță. Totuși a existat o, o analiză, logică, în Giurgiu referitoare la candidaturile pentru primar. Întâmplător sunt în posesia unor rezultate parțiale, nu totale, parțiale. În cadrul acelui, acelei cercetări, Barbu este încă pe primul loc, dar paradoxul este că pe locul 2 la încrederea în populație este domnul Beana. Undeva cu vreo 25-26%. De ce nu candidați? Primul rând, eu nu cred în valabilitatea acelei cercetări. Nu credeți în sondaje? Nu cred în sondaje promovate așa pe surse. Dacă noi vom conveni să facem publice aceste rezultate, vom prezenta niște fișe cu antetul firmei care a făcut, cu semnătură și ștampila acelui care a confirmat veridicitatea celor ce acolo. Nu transmitem niște rezultate verbal care ulterior să fie comentate ca și când ar fi real. Da? Nu cred că este real acel sondaj. Am un amendament. Cred că era un sondaj, nu e vorba de încredere. Ar fi îngrijorător, domnul Beanu, să aibă 26%, are mult mai mult, vă spun eu. Deci nu de nivelul de încredere a fost cercetare. Așa a spus dumneavoastră, poate intenția de vot e cu totul altceva. Da, mă rog. Deci nivelul de încredere una, intenția de vot alta. Aș veni și eu cu o completare, și anume că îl voi ruga pe domnul copreședinte Beianu să participe și domnia sa la acest sondaj care se face pentru municipiul Giurgiu, pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți membri liberali care pot să devină vectori în această competiție pentru câștigarea fotoliului de primar. Eu am spus-o încă de la început, de când am venit în acest partid, că este foarte important pentru Partidul Național Liberal să scoată valorile la bătaie și nu se știe cine rămâne în cursă, pentru că vedeți foarte bine ce se întâmplă cu mediul politic în România. Aveți deja ce vă doriți, că s-ar putea să împlinească. Deci eu v-am prezentat dumneavoastră ceva și am spus-o și dumneavoastră, domnul Gil Diaconescu, cunoașteți acest aspect, pentru că ați fost permanent lângă candidatul Nicolae Barbu și primarul în exercițiu, și anume că atunci când am spus... Eu, spre deosebire de alții, eu recunosc. Că dar stați puțin, că și eu am recunoscut că l-am ajutat și uite că a rămas numai cu anumite personalități lângă domnia sa, pe ceilalți. Deci, ideea este că, așa cum dumneavoastră mă cunoașteți foarte bine, dacă oricare din candidat care are șanse reale pentru a ocupa fotoliul de primar din partea Partidului Național Liberal, va fi susținut de persoana mea. Deci nu neapărat îmi doresc acest fotoliu de primar, cât îmi doresc ca orașul nostru să iasă din zona defavorizată și din gradul ăsta de sărăcie și lipsa locurilor de muncă. Sper să pot să vă spun cu prima ocazie că voi aduce niște avantaje foarte frumoase pentru orașul Giurgiu, dar nu le mai vorbesc înainte de a le concretiza, pentru că știți ce se întâmplă? Sunt atât răstălmăciți atât de mult cuvintele. Vă interesează că citesc pe hârtii, să știți că trebuie să citesc, pentru că în Parlament oricare demnitar își citește documentul, pentru că e reprezentantul și al celorlalți, nu este inițiativa domniei sale. Iar un parlamentar, exact cum domnul primar în exercițiu, Nicolae Barbu, comentat de parlamentarul, deputatul Liliana Cioban, de faptul că interesează viața oamenilor de la Istru, că ce îl interesează, ce se implică deputatul în administrația publică locală, vreau să fac un comentariu. Avem îndatorire prevăzută, conferită de lege, de statutul deputaților și senatorilor, prin care trebuie să ne intereseze soarta cetățenilor, că sunt reprezentanții lor din teritoriu. Iar dacă câinii fără stăpâni sunt duși în adăposturi și hrăniți și ne gândim acum la imigranți, le asigurăm condiții optime de cazare, de hrană, pe teritoriul României, nu putem să ne gândim la niște cetățeni, fie ei că au săvârșit anumite abate de la normele legale. Nu putem să ne gândim la copiii lor, că îi aruncăm în stradă și vine vremea rece. Nu putem să fim nepăsători.
Păi vedeți, domnul Florian, că am avut dreptate. Uitați-vă cât de rapid, coerent și corect ați vorbit fără hârtii în față. Nu, hârtiile demonstrează faptul că Dumnezeu. Vreau să vă transmit corect informațiile de la nivel central, pentru că unele din ele nu sunt opera mea, ci sunt, trebuie să reprezint opera guvernului sau opera parlamentului. Eu sunt de acord cu Jim, ați vorbit aproape mai bine decât cu... Domnul Beamă, dar nu în primul rând e o provocare. Și dacă ajungem să discutăm la o dată, da, mă rog, n-am mai finalizat. Dați-mi voie să și repet ceva din ce am mai susținut în ocazii anterioare. Pentru mine, ca și copreședinte, sunt convins să vă răspund la sentimentul tuturor și a celor de față și altor colegi care completează elita PNL. Avem în față un examen foarte greu la alegeri locale, de care depinde, evident, și câștigarea alegerilor parlamentare. Nu avem niciun fel de garanție în acest moment, nici chiar ținând cont de valoarea celor care ne vor reprezenta, că vom câștiga și primăria municipiului Giurgiu și președinția constituțională și majoritatea în această instituție. Dar eu, în această abordare, vreau să fiți convinși că sunt foarte preocupat în egală măsură să câștigăm aceste obiective, dar cel puțin la fel de important pentru mine este să nu dezamăgim ulterior momentul electoral 2016. Pentru că s-a întâmplat și în acest mandat, s-a mai întâmplat și în alte momente și părerea mea este că nu ne putem permite încă o dezamăgire pentru giurgiuvenii care o duc din ce în ce mai rău și care în condiții din ce în ce mai restrictive, dacă vreți, își pun speranța într-un candidat. Ca atare, să câștigi primăria municipiului, reședință de județ, este un rezultat foarte important. Să candidezi măcar pentru primărie este o onoare pentru fiecare dintre noi și nu împărtășesc decât cu maximă sinceritate această afirmație. Dar dacă PNL nu câștigă și Consiliul Județean, primarul respectiv, indiferent de valoarea lui personală, de experiența acumulată, de cunoștințe administrative, va avea un parcurs cel mult mediocru. Asta spun eu, cunoscând administrația într-o dimensiune practică. Scuzați, e valabil și viceversa, dacă nu câștigați... E valabil și viceversa. Asta de acord, da? Prin modificarea legii finanțelor publice locale, modificare care a survenit anul trecut, acum cele mai mari sume pentru investiții au venit la Consiliul Județean, da? Este imperios necesar ca, printr-o bună colaborare a reprezentanților, sper PNL, a acestor două instituții, să putem să rezolvăm problemele majore pe care le are Giurgiu în acest moment la nivelul investițiilor. Ăsta este singurul motiv pentru care sunt obligat să susțin unul dintre colegii mei pentru primărie și să încerc și eu cu altă echipă de oameni, cel puțin la fel de valoroși, să fim redutabili și în câștigarea Consiliului Județean. Da? Atât și nimic altceva. Haideți să adaug și o altă notă personală. În 2012 și eu am avut foarte mulți oameni care mi-au spus că dacă aș fi candidat independent la primăria municipiului Giurgiu, aș fi câștigat. Nu știu dacă a fost așa. Nu am niciun fel de semne de întrebare legat de acel moment. Am închis de mult acel capitol. Dar cel mai important motiv pentru care am refuzat și am mers tot acolo unde știam exact care sunt soluțiile, a fost acesta. În 2-3 zile, atât am avut eu atunci la dispoziție să mă hotărăsc, nu puteai să găsești propriile soluții pentru problemele atât de importante ale orașului. E nevoie de o echipă, în primul rând, e nevoie de o asistență financiară consistentă, pe care municipiul din resurse proprii nu are, și, în același timp, e nevoie și de o echipă de candidați, nu de unul singur, care să colaboreze pentru tot ceea ce vor giurgiuvenii să se rezolve în viitorul mandat. Problema PNL-ului nu este una a unei sume de proiecte individuale. Încercăm să construim un proiect comun în spatele căruia să fim cu toții angrenați. Domnul dumneavoastră a fost întrebat ce trebuie să face pentru municipiul în situația, ce program aveți, ce platformă program aveți. Ați răspuns așa evaziv. Lăsând deoparte marota cu locurile de muncă, bla bla, de alea. Vom face, dumneavoastră, domnul Florian,
ce aveți în platforma program? Vă spun eu înaintea dumneavoastră. Această competiție internă, care are și o componentă media, evident, nu putem să interzicem nici dumneavoastră să întrebați, nici să răspundă, ar trebui să evidențieze calitățile personale, realizările de până astăzi ale celor doi colegi, altfel mai mult decât generoase, iar pentru un proiect dedicat Giurgiu Verilor, este mult mai corect și mai eficient să discutăm cu candidatul care va fi desemnat și care va trebui să apeleze la experiența și soluțiile, la inspirația, dacă vreți, tuturor celor care pot să contribuie la o structură a acestui document care să fie într-adevăr eficientă și ușor de pus în practică. N-aș miza foarte mult acum pe proiecte personale. Îmi cer scuze dacă cumva opinia mea contravine celor ce gândesc colegii mei, dar eu așa aș crede că este mai corect să fie abordată această etapă de, cum spuneam, una, două săptămâni. Eu, dacă îmi permiteți, eu cred că proiectele esențiale pentru comunitate nu le putem rezolva individual. Avem nevoie de o echipă și tocmai de aceea consider că reconstrucția Partidului Național Liberal este foarte importantă pentru succesul de atragere de investiții, investitori serioși, crearea de noi locuri de muncă, mai multă curățenie în oraș și multe altele. Astea, acum mi-ați lansat și mie o provocare că n-am fost destul de concis. V-am spus, stând de vorbă, dacă vreți, ceasuri întregi pe teme de ce avem de făcut. Da. Cum spunea Mihai să mai devreme, ne reducem chiar la asfalt, căldură și locuri de muncă. Locuri de muncă, acum, sigur că discutăm ca să discutăm, că primăria în mod direct nu poate să facă lucrul ăsta. Cu ce a venit și domnul primar, că în primul an a depășit cu 1% locurile de muncă, aia era o situație, cred eu, că cineva a dat-o total eronat de la ITM. Nu, dar da, da, adică nu vă supărați. Mai... Așa. Dar, încă o dată, cred că ideea principală care trebuie să desprindă din activitatea uneia după 4 ani de zile, să poată ruta în loc. În ochii giurgiuvenilor, în ochii dumneavoastră, de ce nu, și să vadă că parcă mâncăm un pic mai bine, suntem mai bine îmbrăcați, ceea ce înseamnă nivel de trai. Poate vă văd că purtați și dumneavoastră cravată peste 4 ani. Nu știu. N-a început campania pentru... Dar dacă voi fi... Nu, domnul Beanu chiar a punctat foarte bine. Și... Aș mai vrea să mai fac o remarcă, dacă mă lasă domnul Jim să vorbesc și eu, aș mai vrea să mai fac o remarcă. N-am fost niciodată de acord cu acțiunile umanitare făcute de către partide și oameni politici. Asta, dacă vă aduceți aminte, am vorbit-o de ieri. În calitate de primar, trebuie să găsesc soluție de așa natură să nu ajungă oamenii la mila unuia la celălalt. De aceea vă spun, hotărât că pe toată această perioadă și pe perioada următoare, nu voi participa la niciun fel de astfel de acțiuni pentru Giurgiu, nici pentru județ, nici pentru municipiu. Ne aducem cu toții politicienii aminte de Crăciun, de Paște, de începutul școlii, că trebuie să mai avem grijă de copii, să îi încălțăm, să... Nu. Aia trebuie să o facem până activitatea noastră, copii să fie încălțați. Există ONG-uri, există societăți de caritate care au în activitate aceste lucruri și le pot face. Prin noi înșine înseamnă altceva. Nu înseamnă să recurgem la acțiuni de populism. Ce să recitești, bă, nu înțeleg. Nu din motive financiare, ci este o gândire a mea. Ne-am depărtat de subiect. Mulțumim frumos. La revedere. Mulțumim pentru participare.